Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și acum, dacă tot vorbim despre lumea asta în care trăim, uite, ajungem la părinți chitroși. Părinți chitroși care își donează averile numai ca să nu pună mâna copiilor pe ele. Bill și Melinda Gates sunt un exemplu bine cunoscut. Își donează averea, tot nu știu ce, mai sunt și alții. Au lansat și o mișcare de asta, mișcarea miliardarilor, să-și doneze cel puțin 98% din averi ca să își pună copiii să muncească. Dar cum e să fie taică tu cel mai bogat om din lume, că asta era la un moment dat Bill Gates? Știi, și se iasă la televizor, te uiți tu seara la televizor, ia să vedem ce mai e pe ABC. Știi, și e taică tu la televizor care spune, da, zici, eu o să donez cam toată averea relașilor. După care vine acasă și spune, nu se mai poate. Deci ești leneș, nu ți-ai făcut curat în cameră. Să știi că din cele 100 de miliarde, 98 le donez. Deci la muncă, mai mult de 2 miliarde nu primești. Bun. Mamă, ce frustrare trebuie să fie pe copii. Îngrozitor, spargi chestii. Basketbalistul legendar Shaquille O'Neal a declarat recent că odrastele lui sunt ca supărate pe el. Are șase. Altul. Pentru că așteaptă să primească bani de la el. Și el nu vrea să le dea. Deci Shaquille făcea cam 10 milioane de dolari pe sezon, pe vremea când el are business-ul, nu știu ce. Și Shaquille zice, le spun mereu, nu noi suntem bogați, adică nu suntem bogați, ci sunt bogat. Eu sunt bogat, da. Adică... Bine, Shaquille a fost mereu și un caterincos. S-ar putea să ia și peste picior pe copii, știi? Băi, nu sunt sigur. Le-a zis că nu vor primi banii de-a gata. Dacă vor banii, vor trebui să-i câștige. Zice, citesc, dacă își fac afaceri și o să-mi ceară cumva să investesc în ele, vor trebui să mă convingă. În plus, vor trebui să aibă și educație solidă, nu așa oricum. Ca el, cum ar veni. Master, nu știu ce. Daniel Craig, fostul James Bond, are doi copii pe care i-a anunțat public, deci a avut public, faptul că nu o să vadă mai nimic din moștenirea lui. Zice, moștenirea mi se pare o chestie cam lipsită de bun gust, în sensul în care s-o lase altcuiva. Nu știu dacă i s-ar fi părut la fel de nașpa, da, dacă ar fi fost să primească. Dar el acum, dacă e în partea în care trebuie să o lase, zice că nu, e o chestie lipsită de bun gust. Și adaugă, zice, se spune că dacă mori bogat, înseamnă că ai ieșuat în viață. Mamă, ce aș ieșua și eu? Băi, și eu. Îți dai seama ce filozofie? Bun, sigur, total. Aici în România avem milioane de oameni care reușesc în viață și mor sărași, lipiți pământului sărași. Dar dacă, într-adevăr, dacă ești bogat, băi, și nu spargi banii până când, până la sfârșit. Vezi, asta e filozofia. E filozofie tipică de bogați excentrici. Bine, vorbim și de niște oameni. Dacă vorbești de Bill Gates, e foarte greu să-i cheltuiască pe toți cumva. Mă gândesc. Eu m-aș băga. Adică dacă m-ar întreba cum să face și mi-ar oferi oportunitatea, măcar aș încerca. Asta nu știu altceva. Dacă aș reuși, bă, da, și încerca. Asta e altceva. Uite, Bill, de exemplu, investește în chipurile astea 5G, dar tot nu, de răutăți. Dar reușește să cheltuie toți banii. Da. Și Daniel Craig spune așa, filozofia este ori să-i sparg pe toți, ori să-i donez înainte să dau colțul. Așa că n-am de gând să las mare lucru urmașilor. Cred că... Stai seama cum se uită Bill Gates la săracul ăsta. Nu, se mă rușine aici tu 3, 4, 5 milioane și... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.